Un bărbat a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce a furat un transpalet de la târgul de Paște din Piața Libertății din Timișoara. Polițiștii locali aflați în patrulare în noaptea de vineri spre sâmbătă în jurul orei 1 în zona centrală a municipiului au observat un bărbat care ieșea de după căsuțele amplasate în Piața Libertății, trăgând după el spre strada Mărăști un transpalet. Pentru că părea suspectă deplasarea acestuia la acea oră, polițiștii locali au trecut la legitimarea bărbatului, stabilind că are 46 de ani și este din Baia Sprie, județul Maramureș. Întrebat de unde are transpaletul găsit asupra sa, bărbatul a recunoscut că l-a sustras din spatele scenei și intenționa să-l folosească pentru a transporta diverse obiecte voluminoase. Bărbatul a fost predat polițiștilor de la secția 1 pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Transmit reprezentanții poliției locale Timișoara.